Bun găsit la știri. Crimă înfiorătoare într-o comună din Arad. Un bărbat de 77 de ani și-a lovit soția până a lăsat-o fără suflare, iar apoi și-a încheiat și el socotelile cu viața. Descoperirea șocantă a fost făcută chiar de fiul celor doi, care a dat apoi alarma și în restul comunei. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Crima s-a produs într-o tăcere totală, spun vecinii familiei. Niciunul dintre ei nu bănuia ce se întâmplase chiar sub nasul lor, mai ales că cei doi erau cunoscuți ca un cuplu liniștit, cu frică de Dumnezeu. Se știa însă că bărbatul începuse să-și schimbe comportamentul în ultimii ani, după ce fiul său a provocat un accident rutier. Orbit de furie, bătrânelul în vârstă de 77 de ani și-a vărsat mai întâi nervii pe obiectele din casă, însă apoi a căzut victimă soția sa cu 6 ani mai tânără. Speriată de propriul soț, femeia a încercat să scape, însă în zadar. Nimic n-a mai salvat-o din calea furiei de nestăvilit a bărbatului. El și-a lovit soția de mai multe ori cu o sapă până a lăsat-o fără suflare, iar apoi i-a scos trupul în curte, aproape de locul în care la scurt timp și-a pus și el capăt zilelor. În tot acest timp, vecinii n-aveau nici cea mai mică idee de tragedia care avea să zguduie liniștea comunei. Ajuns acasă de la serviciu, fiul celor doi a trăit un adevărat șoc în momentul în care i-a găsit pe ambii părinți zăcând în curte fără nicio urmă de viață. Țipetele sale de groază au dat alarma în toată comuna. Imediat ce au aflat, vecinii au sunat disperați la 112, iar locul crimei a fost împânzit în scurt timp de polițiști și criminaliști. Aceștia au scotocit întreaga zonă în încercarea de a găsi cât mai multe probe, iar trupurile celor doi soți au fost preluate pentru efectuarea autopsiei. Gelozia i-a luat mințile unui bărbat din Târgoviște, hotărât să o prindă în fapt pe soția sa, pe care bănuia că îl înșală. Acesta a mers alături de un tânăr de 17 ani la o benzinărie cu gândul de a pune mâna pe o înregistrare compromițătoare. Supărat din calea afară că nu este lăsat să se uite la filmările surprinse de camerele de supraveghere, bărbatul a recurs la un gest extrem. Orbit de gelozie, acesta l-a sechestrat în birou pe unul dintre angajații de la benzinărie, iar apoi l-a agresat fizic cu ajutorul complicelui său, minor. Cei doi au fost identificați de polițiștii din Dâmbovița, iar la scurt timp au ajuns în spatele gratiilor. Apar noi detalii revoltătoare și în cazul crimei de la Brăila, în urma căreia o femeie a fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei. Este din ce în ce mai clar că dacă autoritățile și-ar fi făcut treaba, femeia ar fi în viață și acum. Ea a sunat la 112 cu 24 de ore înainte și a anunțat că este în pericol. Polițiștii au ajuns la casa ei după 9 ore, dar nu au intrat pentru că poarta era închisă. Nu au văzut nici urmele de sânge de pe jos. Au stat la poartă și au mâncat vișine, spun indignați vecinii. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere din curtea casei în care a avut loc crima din județul Brăila, se vede cum agresorul, concubinul femeii ucise cu sânge rece, se plimbă cu un cuțit în mână în încercarea de a intra în casă. Acesta nu reușește să intre, moment în care sparge unul din geamurile locuinței și se taie la mână. Pe jos ar fi rămas urme vizibile de sânge după ce criminalul a spart geamul, pe care însă polițiștii nu le-ar fi observat. Aceștia au ajuns pe strada cu pricina la 9 ore distanță de apelul telefonic al victimei și ar fi bătut la poartă, însă pentru că aceasta era încuiată, au plecat. Polițiștii ar fi fost în schimb preocupați să mănânce vișine chiar la poarta casei, unde femeia de 44 de ani și-a dat ultima suflare, spun localnicii. În urma apelului la 112 al femeii în vârstă de 44 de ani, care a sesizat faptul că se află în pericol, reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție din Brăila au transmis că polițiștii au făcut cercetări serioase. Aceste afirmații sunt contrazise chiar de vecinii victimei, care spun că tragedia ar fi putut fi prevenită dacă aceștia nu ar fi plecat de la locul crimei. În aceeași casă a fost găsit și trupul criminalului, care locuia împreună cu femeia care i-a căzut victimă. Modul în care au intervenit polițiștii este acum cercetat de conducerea Poliției Române, care vrea să afle dacă aceștia au procedat legal, iar viața femeii ar fi putut fi salvată la timp. Surse spun că ucigașul a mai fost condamnat în trecut pentru tentativă de omor și trebuia să stea în închisoare până în august 2025, însă a fost eliberat condiționat. Caz halucinant în Botoșani, un tată și-a bătut cu bestialitate cei 4 copii. Motivul este unul și mai șocant. Aceștia ar fi spart un geam în timp ce se jucau. Șocată de rănile de pe trupurile lor, femeia anunțată la poliție, individul se afla sub influența băuturilor alcoolice și a spus în fața anchetatorilor că nu și regretă fapta. Atenție, urmează detalii cu un puternic impact emoțional.
Copiii cu vârsta cuprinsă între 7 și 11 ani se jucau în curtea casei atunci când tatăl, aflat într-o stare de ebrietate avansată, s-a năpustit asupra lor și i-a bătut cu bestialitate pentru a-i pedepsi. Micuții ar fi spart unul dintre geamurile casei în timp ce se jucau. Deși situația este una foarte gravă, bărbatul nu pare să-și regrete în totalitate faptele. Dacă nu s-a întâmplat, nu e chiar așa de grav, că copilul trebuie să aibă și o lea de frică de părinți. În aceeași noapte, după ce copiii au scăpat de sub mâna tatălui agresiv, cei doi frați mai mari s-au trezit în timpul nopții și au reușit să fugă pentru a le cere ajutorul vecinilor. Una dintre vecine i-a adăpostit peste noapte și l-a sunat pe primarul comunei, care a alertat imediat autoritățile. Toți au fost policontuzionați prin agresiune, prezentau traumatisme craniofaciale minore, cu escoriații, cu contuzii regiunea antebraț, stabil din punct de vedere hemodinamic, au fost investigați clinic și paraclinic în serviciul de urgență și ulterior s-a decis internarea pe secția de ortopedie pentru investigații și tratament de specialitate. Bărbatul îi creștea singur pe copii și nu era cunoscut drept un om agresiv, potrivit autorităților. Indiferent de data externării, cu siguranță vor fi preluați de către noi sistemul de protecție a copilului, mai exact în centru de primire a copilului în regim de urgență, urmând să evaluăm situația conform procedurii operaționale cu privire la abuzul asupra unui copil și vor rămâne cu măsura de protecție în sistemul de protecție al copilului. Au fost efectuate demersuri pentru ca cei patru minori să fie preluați de către Direcția Generală de Protecție a Copilului și totodată se continuă cercetările pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, urmând să se stabilească cu exactitate împrejurările și măsurile care urmează a fi dispuse. Prințesa de Wales participă în aceste momente la parada Trooping the Colour. Este prima apariție publică a lui Kate Middleton după operația suferită în ianuarie. Prințesa a fost fotografiată într-o mașină alături de soțul ei, prințul William, și cei trei copii, George, Charlotte și Louis. Kate a declarat vineri că face progrese bune în lupta cu boala, însă tratamentul ei este în curs și va continua câteva luni. Încă nu am ieșit din impas, a transmis Kate într-un mesaj pe rețelele sociale. Este cea mai importantă actualizare despre starea de sănătate a prințesei Catherine de când a dezvăluit în martie că are cancer. CFR a anunțat reluarea sezonului estival Trenurile Soarelui, începând cu data de 15 iunie și până pe 8 septembrie. Cea mai scurtă rută este de la București în nord de la Constanța, circa 2 ore și 20 de minute. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a anunțat că ar urma să fie introduse și mai multe astfel de trenuri modernizate. Astea sunt vagoane modernizate. Acele 160 de garnituri de tren noi care trebuie să vină, cea sunt trenuri noi, 100%. De peste 20 de ani, în România nu s-a cumpărat niciun tren nou. Este imposibil, având această perioadă, să nu se vadă în calitatea, dacă vreți, transporturilor, să nu se vadă degradare. Din moment ce de 20 și ceva de ani nu ai cumpărat nicio garnitură de tren nou. Deși ministrul transporturilor e încrezător că aceste trenuri vor ajunge în cel mai scurt timp la noi în țară, datoriile acumulate până acum din cauza întârzierilor sunt cauzate nu doar de trenurile învechite, ci și de infrastructură. Avem la metrou peste 20 de milioane de euro pentru întârzieri. Și aici sunt, dacă nu mă înșel, vreo 90 de milioane de lei pe zona de CFR. De asemenea, sper să nu greșesc, dacă am pe acolo, cred că suntem de asemenea pentru penalități de întârziere. Acum noi circulăm pe un traseu în care și infrastructura e nouă, e modernizată, îți permite viteze mari și ai și un tren nou. Trebuie să fie acoperite ambele componente. Și infrastructură modernizată, dar și trenuri noi, ca să ai un transport decent. După scurta călătorie pe ruta București-Nord-Constanța, Sorin Grindeanu nu a uitat să menționeze faptul că, deși trenul a ajuns la timp în gară, acesta e un caz particular. Cu toate acestea, susține că vor fi făcute investiții pentru modernizări pe toate rutele din țară. Primul rând a ajuns la timp, 2 ore și 7 minute, în al doilea rând, condiții
bune. Sigur că dacă discutăm de CFR, ceea ce s-a întâmplat azi și spuneam și colegilor mai devreme, e un fel de picătură într-un ocean, dar încet, încet vom reuși să punem pe roate și acest transport, transportul feroviar. Se va investi foarte mult în anii viitori, așa cum bine știți, fiind vorba de un transport verde. Vom avea investiții atât în infrastructură cât și în material rulant, ceea ce e un lucru bun. Cum să transformăm o vacanță cu copii în ceva memorabil, o experiență pe care ei și-o vor aminti toată viața? Alina Aprodan este un izvor nesecat de imaginație atunci când vine vorba de vacanțe și experiențe de neuitată pentru cei trei copii ai ei. Cea mai recentă ispravă este vacanța la cort. Alina, soțul ei și cei trei copii au fost în Bulgaria, foarte aproape de noi, și vine chiar acum alături de noi Alina Aprodan cu foarte multe recomandări pentru părinți, pentru că începe vacanța și e foarte greu pentru mulți dintre cei care sunt în situația voastră, Alina, să își facă niște planuri. Poate chiar mulți dintre ei au renunțat la anumite lucruri pe care doreau să le facă, gândindu-se că poate copiii nu se vor integra. Care sunt sfaturile tale? Care e scenariul cel mai bun pentru o familie cu copii, în așa fel încât toată lumea să se simtă bine? Da, e greu de găsit o rețetă, fiecare trebuie să-și caute singur varianta ideală, însă eu vreau să spun că am amânat foarte mulți ani această primă vacanță cu cortul cu copiii. Am fost cu cortul când eram eu tânără, însă am amânat foarte mult timp această vacanță pentru că m-am gândit că este foarte complicat să mergi cu copiii mici la cort, că sunt multe lucruri de cărat după tine și nu ai tot confortul cum ești acasă sau cum ești la un hotel. În sfârșit ne-am luat și noi inima în dinți și am plecat cu cortul. Doar pentru o noapte am spus noi prima dată, am zis dacă supraviețuim primei nopți, atunci mai rămânem o noapte. Și într-adevăr am supraviețuit și am stat două nopți. Vreau să spun că n-am luat cu noi foarte multe lucruri, am luat doar cortul, saci de dormit pentru fiecare și acele izoprene care se întind pe jos. N-am luat nici saltea, nici absolut nimic altceva, pentru că am fost pregătiți practic pentru o singură noapte. Vreau să spun că a fost excelent, deci nu mă așteptam să fie atât de bine și pentru noi părinții, pentru că mă gândeam că stăm, dormim pe jos, ne trezim, înțepeniți, așa. Nu s-a întâmplat treaba asta. Ne-am temut foarte mult și de țânțari. Noi am fost la mare, în Bulgaria, și am stat într-un camping unde era foarte multă verdeață. Și ne-a fost teamă de țânțari. Am fost cu spray-urile de țânțari după noi. Nu prea am avut treabă cu țânțari, în schimb am avut treabă cu alte insecte, cu rechenițe, păianjeni și așa mai departe. Deci există și dezavantaje într-o vacanță la cort, însă am avut foarte mare grijă ca aceste insecte să nu intre în cort. Am închis frumos cortul, intram înăuntru doar când trebuia să dormim, scuturam bine hainele înainte ca să fim în siguranță. Pentru copii vreau să spun că a fost o experiență extraordinară, le-a plăcut foarte, foarte mult și acum am prins curaj și cu siguranță o să mai mergem cu cortul și la munte, pentru că acum am fost la mare, a zis să mergem o zi, două și la munte și se apropie vacanța de vară, așa că ne facem bagajele și pentru munte. Aici e o imagine chiar din această vacanță foarte simpatică, imaginea cu toți patru, dar ce vreau să te întreb, aș vrea să facem chiar o listă de, tu ai început deja să spui câteva lucruri, o listă de elemente la care să fii atenți părinții. Ai vorbit deja despre tot felul de insecte la care trebuie să fii atenți, țânțari. La ce să fii atenți pentru o perioadă, să zicem, de o zi sau două, cât ați stat voi? Da, am fost foarte atenți. Mie mi-e teamă de căpușe, pentru că încă e perioada lor. Și atunci aceste spray-uri de țânțari pe care le-am luat sunt și împotriva căpușelor. Iar în camping, cât am stat, am avut grijă să nu umble copiii desculți, pentru că acolo era iarbă și exista acest pericol. Și eventual să aibă și pantaloni lungi, dacă se poate. Nu s-a putut de fiecare dată, dar noi am încercat. Dacă nu, dați cu aceste spray-uri. Acum depinde și de camping unde stai, dacă te duci la munte, dacă e mai rece, dacă e o altă perioadă, atunci poate scap de treaba asta, de insecte. Eu mă gândesc că la munte nu o să dăm de atât de mulți păianjeni și urechi. Poate ursul. Adică sper.
Poate da. Ursul l-a mutat. Sper să nu fie cald. Da, da, după asta, sunt în afara campingului, adică mergem în camping, că da, ne e teamă de urs și nu vrem să ne întâlnim cu el. Stăm în camping pentru că, să știți că este neapărat nevoie atunci când aveți copii, e nevoie de utilități, trebuie să ai toaletele aproape, să ai dușurile. Aici unde am fost, a fost foarte ok, a fost și curățenia, a fost în regulă, deci nu am putea să mergem cu ei totuși undeva așa în pădure. Încă, sau nu sunt eu pregătit încă. Deci asta ar fi una dintre recomandări. Campingul poate fi o soluție foarte bună dacă are toate dotările dinainte. Cred că putem să le spunem oamenilor regiunea în care ați fost, pentru că este foarte aproape de Vama Veche, de ieșirea din țară și este o zonă foarte accesibilă. La vreo 20-30 de kilometri de Vama Veche spre Bulgaria, la Crapeț am fost, în campingul de la Crapeț. Mai sunt campinguri tot aproape de graniță în partea bulgară. Este un camping la Duran cu Lac, mai este un camping pe acolo, dar sunt campinguri care am înțeles că nu au utilități, adică nu au apă curentă, nu au curent. Poate pentru o noapte este regulă să mergi, dar dacă stai mai multe zile, atunci e complicat. Fii de la plajă, trebuie să faci un duș, trebuie să duci la toaletă, e mai greu. Vrem să încercăm acum și campingurile din România. De ce am fost în Bulgaria? Pentru că am găsit foarte multe informații despre aceste campinguri. Despre cele din România n-am reușit încă să găsesc mare lucru, dar am zis că o să mergem și o să vedem. Pentru că aveți și noi o țară frumoasă, adică e păcat să mergem doar la vecini. Dar aici mai e o întrebare pe care poate ți-ar adresa-o foarte mulți dintre părinți. Cum ați făcut cu mesele, cu mâncarea? Da, pentru că am fost plecați doar două nopți, trei zile practic, nu ne-am luat după noi și reșou sau încălzitor sau ceva să ne facem noi mâncare acolo, nu. În camping era o mică terasă unde puteai să iei micul dejun, adică ceva simplu, un sandwich, o salată și o cafea, iar în rest masa de prânz am luat-o în regiunea respectivă, sunt foarte multe terase acolo, e zonă turistică și mâncam la prânz la o kerhana sau la o altă terasă. Seara noi nu mai mâncăm, deja o masă pe zi pentru noi este mai mult decât suficient. Dar poți să-ți iei de acasă câteva lucruri, plus ceva, acolo aveam curent în camping, deci se putea găti, erau și niște grătare pregătite dacă veneai de acasă cu preparate să le poți face acolo. Deci pentru o perioadă mai lungă trebuie luate mai multe chestii. Noi ne-am dus doar cu apă după noi. Care a fost impresia copiilor? Ce au spus ei după această excursie? Li s-a părut ceva de îmbunătățit, poate? Care a fost opinia lor? Că știu că ei au păreri foarte bine conturate. Da, le-a plăcut foarte mult. Ne-au întrebat când urmează să mai mergem din nou. Vreau să spun că se creează așa o legătură foarte frumoasă. Eram în cort, stăteam toți cinci acolo ca sardelele unii lângă alții și jucam seara telefonul fără fir până adormeam. Era o veselie nemaipomenită și ei au rămas cu aceste amintiri. Și abia așteaptă să meargă din nou, mai ales că dimineața mergeam la plajă, ne duceam, ne plimbam în zonă. Ei sunt fani cort. Noi, părinții, am avut un pic de lucrat la noi ca să putem să mergem și să facem această mini-vacanță. Tocmai, cred că e un mic dezavantaj din câte mi-aduc aminte. Se încălzește foarte devreme și ești cumva obligat să mergi mai devreme la plajă pentru că deja de pe la 6 dimineață bate soarele puternic, e de ieșit din cort. Noi am stat în camping și aveam foarte mulți copaci în zonă, deci am stat la umbră. N-a fost această problemă, însă a fost alta. Copiii mei, cum vedeau, prima rază de lumină, pe la ora 5 dimineața, se trezeau, gata, ne-am trezit, unde mergem? Deci noi vreo două nopți am dormit așa, printre picături. Nu s-a încălzit cortul, dar s-au trezit copiii. Deci există și dezavantaje. Acum, perfect, nu cred că este nicăieri. Dar totuși este o experiență, o aventură pentru copii, cu care sper să rămân așa. Memorie. Care ar fi recomandările tale? Știu că mai vorbeam într-o intervenție, cred că anul trecut pe vremea asta, vorbeam despre cum vă planificați voi vacanțele și erau câteva recomandări foarte interesante și sunt curioasă dacă ți-ai păstrat părerea. Mi-ai spus că voi nu plecați în vârf de sezon, nu plecați în iulie și în august, de exemplu, sau nu plecați în zone ultraturistice. Îți păstrezi această idee, mergi mai departe pe această recomandare, pentru că vedem că și vremea este foarte caldă încă din mai-iunie. Se păstrează așadar această idee?
Da, de asta am și mers. Noi am mers cu cortul acum 2 săptămâni. Vreau să spun că era primul weekend în care se deschidea acel camping și era foarte liber, adică eram câțiva acolo, ceea ce pentru noi a fost excelent. Bănuiesc că în sezon plin sunt altele situațiile. Nu poți să spui cortul oriunde vrei, poate mai stai la coadă la duș, nu e la fel. Da, într-adevăr, încercăm să mergem ori înainte de sezon sau la începutul sezonului sau spre sfârșitul sezonului. Eu am o listă așa făcută cu locuri unde putem să mergem în weekend, adică de pe o zi pe alta, sau locuri unde mergem în vacanța de vară, o săptămână sau cât stăm. Deci escapade așa scurte sau mai lungi. Și eu urmăresc aceste zone și locuri de cazare și merg atunci când nu e foarte ocupat locul respectiv sau când sunt prețuri mai mici. De exemplu, anul acesta vrem să mergem la mare la sfârșitul lui august. E totuși în sezon, dar este spre final de sezon și cred că o să fie ok. Ceva de genul ăsta am făcut și anul trecut și a fost în regulă. Care sunt pașii pe care i-ai recomanda pentru o vacanță reușită cu copiii? Pentru că intervin foarte multe aspecte aici. Una e să pleci în cuplu, una e să pleci cu un singur copil, eventual mai micuț. Știi, acolo ai o listă de așteptări pe care poți să le bifezi. În cazul în care sunt deja 2-3 copii, ca în cazul vostru, la ce să fii atenți părinții? Care sunt recomandările tale? Ai deja experiență? La ce să fie atenți? Păi, în primul rând, trebuie să aibă ceva de făcut tot timpul copiii, ca să nu se plictisească. Sau nu neapărat ceva de făcut, dar locuri de vizitat. De exemplu, la plajă ai mei stau, dar nu foarte mult. Adică fac un castel de nisip, un fotoliu, un ceva, după care ce facem? Eu, de exemplu, merg cu ei pe plajă, mergem, explorăm, culegem melci, scoici. Acum, când am fost cu cortul, am găsit o carieră din aceasta de lut. Și au luat lut și au modelat din lut și au făcut niște castronele pe care apoi le-au lăsat la soare să se usuce, se duceau, le mai verificau. Adică tot timpul trebuie să găsim ceva de făcut. Eu, în general, sunt pregătită dinainte cu o listă de locuri de vizitat. Adică nu mă duc la întâmplare într-un loc și văd apoi ce am de făcut. Nu, mă documentez foarte bine dinainte ca să știu ce avem de făcut, să nu ne plictisim, pentru că dacă ne plictisim, e cel mai rău pentru noi, părinții. Și o ultimă întrebare. Recomandarea pentru cei care ne urmăresc este să te urmărească pe tine, pentru că ai foarte multe tipsuri pentru părinți, recomandări și foarte multe lucruri la care poate mulți nu s-ar gândi. Dar tu de unde te informezi? De pe grupurile de părinți, de pe Facebook, de pe site-uri, de pe bloguri de turism? Care sunt recomandările tale, pentru că tu, la rândul tău, trebuie să te informezi pentru a informa pe ceilalți? Știi cum fac eu? În primul rând deschid Google Maps și mă gândesc unde aș vrea să merg. Într-un anumit oraș. Deschid Google Maps, văd acolo ce locuri de cazare sunt și ce pot să vizitez. Deci eu de acolo. Apoi iau hotelul sau locul de cazare și îl verific. Ori pe Booking, ori pe un alt site de rezervări. Văd cum e acolo, citesc recenziile. De asta zic că eu am pregătit niște liste dinainte cu locuri de cazare, cu locuri de vizitat și așa și mai care departe. Care sunt potrivite pentru copii. Da, asta. Bineînțeles. Pregătite pentru copii să aibă ce să facă acolo. De exemplu, vacanța de vară vom merge undeva unde există și animatori, unde au ce să facă și la piscină, și în afara piscinei, și la plajă, și la restaurant, și peste tot să existe ceva de făcut. Și caut și citesc și recenziile. Întotdeauna citesc recenziile să văd dacă lucrurile stau chiar așa cum le prezintă hotelul respectiv sau zona respectivă. Dar da, deci de bază este Google Maps, Booking și recenziile. Mai puțin rețelele sociale, pentru că acolo, nu știu, mi se pare că lucrurile sunt foarte subiective. Adică eu îți spun acum că a fost excelent cu cortul, dar tu dacă mergi acolo, poate nu ți se pare la fel, mai ales că poți să mergi în altă perioadă și să dai de cu totul alte condiții. Corect. Și acum, dacă au atâtea lucruri de făcut copiii tăi, Alina, când mai au timp să stai și pe telefoane, zău? Nu au telefoane, așa că de asta că au tot timpul să aibă ceva de făcut. Avem telefoane, tablete, laptopuri și ei au doar calculatoarele care sunt acasă și rămân acasă. Mulțumim foarte mult, Alina Prodan. Dacă vreți sfaturi foarte bune de la un părinte cu foarte multă experiență, are 3 copii până la urmă, Alina Prodan, și organizează foarte multă experiență de neuitat pentru ei. Urmăriți-o, vine cu foarte multe date interesante pentru părinți în special. Îți mulțumesc foarte mult, Alina, vacanță plăcută în august și poate vom vorbi din nou atunci despre noile experiențe. Revenim după publicitate.
După câteva zile de furtuni puternice și grindină, canicula se întoarce în forță. Se anunță temperaturi de până la 38 de grade Celsius și niciun strop de ploaie. Unde va fi cel mai cald? Aflăm de la meteorologul de serviciu Mihai Huștiu. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Într-adevăr, intrăm din nou într-o perioadă în care vremea devine tot mai caldă, dar deocamdată astăzi și mâine vorbim de temperaturi destul de apropiate de normal. Astăzi cel mult 30 de grade, mâine 32 de grade prin partea de sud a țării cu 31-32 de grade și în capitală. Însă de luni, într-adevăr, temperaturile cresc și mai mult, iar în Oltenia și în Muntenia o să avem izolat canicul, adică atingem temperatura de 35 de grade prin aceste zone pe care le-am menționat. Este un proces de încălzire care va continua pe tot parcursul săptămânii viitoare, însă cel puțin în primele 2-3 zile temperaturile nu sunt extrem de ridicate. Luni, marți, temperaturile se opresc la 34-35 de grade, urmând ca undeva miercuri, joi, vineri, sâmbătă, într-adevăr, să avem o vreme din nou caniculară, mai ales în partea de vest și sud a țării. De această dată avem temperaturi ridicate și în partea de vest, nu doar în sudul țării, așa cum s-a întâmplat în această săptămână. Și cum ați menționat, temperaturile cresc la 37-38 de grade prin zonele de câmpie din vest și sud. De asemenea, nopțile devin tropicale, în temperaturi ce nu coboară nici noaptea sub 20 de grade prin partea de vest a țării, în special acolo sunt așteptate cele mai ridicate temperaturi minime și disconfortul termic va fi în creștere de la o zi la alta. Practic vorbim de atingerea pragului critic de 80 de unități, izolat la începutul săptămânii prin partea de sud-vest și sud a țării și pe areale tot mai extinse după mijlocul săptămânii. Așadar avem un val de căldură care într-adevăr se apropie, se intensifică, iar intensitatea lui va fi mai mare după mijlocul săptămânii viitoare. Cam de miercuri încolo vom avea temperaturile cele mai înalte pe partea de vest și de sud a țării. Iar în ceea ce privește instabilitatea, destul de puțină instabilitate. Așteptăm prin partea de nord-vest și centru mâine ceva ploi de scurtă durată, descărcări electrice, însă pe areale destul de mici și la intensitate redusă, iar săptămâna viitoare ploi de scurtă durată și descărcări electrice vor fi în principal în zonele de munte și în zonele deluroase din partea de est și de sud a țării, iar în rest o vreme însorită, însă cu disconfort termic tot mai ridicat în zonele de câmpie. Mulțumim pentru informații, Mihai Huștiu, a fost din partea ANM. Revenim după publicitate. Peste 1,5 milioane de musulmani se pregătesc pentru punctul culminant al pelerinajului anual de la Mecca. Credincioșii se roagă pe muntele Arafat, deși autoritățile saudite au anunțat că sunt așteptate temperaturi de 43 de grade Celsius. Peste 1,5 milioane de musulmani se roagă și recită Coranul pe muntele Arafat, cel mai înalt punct al marelui pelerinaj care are loc în Arabia Saudită. Credincioșii s-au adunat pe și în jurul acestui deal înalt de 70 de metri la aproximativ 20 de kilometri de Mecca, unde se spune că profetul Mahomed ar fi ținut ultima sa predică. Hajjul, care constă într-o serie de ritualuri care se desfășoară pe parcursul mai multor zile în orașul sfânt și în jurul acestuia, nu este ușor deoarece este foarte cald. Potrivit Centrului Meteorologic Saudit, se așteaptă ca temperaturile să ajungă la 43 de grade la Arafat. Pentru a preveni insolația și alte probleme legate de climă, în special în rândul pelerinilor mai în vârstă, autoritățile saudite au intensificat campania de conștientizare cu privire la necesitatea de a bea apă și de a se proteja de soare. Întrucât pălăriile sunt interzise bărbaților în timpul hajului, mulți dintre ei poartă umbrele de soare. La pelerinajul de anul trecut, peste 10.000 de cazuri de boli cauzate de căldură au fost înregistrate în timpul hajului, 10% dintre acestea fiind grave. Credincioșii și-au petrecut noaptea în Valea Mina, transformată într-o tabără uriașă cu corturi. Corturile, majoritatea grupate în funcție de naționalitate și de preț, sunt dotate cu aer condiționat, dar nu oferă același nivel de confort. După Arafat, credincioșii vor merge la Muzdalifah, unde vor aduna pietre pentru a efectua
simbolica lapidare a diavolului. Pelerinajul este unul dintre cei 5 piloni ai islamului. Musulmanii trebuie să-l facă cel puțin o dată în viață dacă își pot permite acest lucru. Permisele sunt alocate de Arabia Saudită pe baza unor cote pentru fiecare țară. Vladimir Putin spune că își dorește pacea, dar impune condiții dure pentru aceasta. Pentru încetarea focului în Ucraina, oficialii de la Kiev trebuie să facă un pas înapoi și să renunțe la procesul de aderare la NATO. Mai mult, forțele armate trebuie să se retragă din cele 4 regiuni cucerite de ruși. Aceste условия очень простые. Украинские войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь. Președintele rus a făcut aceste declarații într-un discurs ținut la sediul Ministerului Rus de Externe, chiar în ajunul summitului din Elveția, unde peste 90 de țări și organizații vor discuta timp de 2 zile despre o posibilă cale de a se ajunge la pace în Ucraina. Rusia nu a fost invitată și spune că această reuniune este o pierdere de timp. Rusia controlează aproape o cincime din teritoriul ucrainean în cel de-al 3-lea an de război, iar Ucraina spune că pacea se poate baza doar pe o retragere completă a forțelor ruse și pe restabilirea integrității sale teritoriale. Punem punct aici jurnalului, sunt Irina Petraru, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem la ora 20.